prieten de-a iepurașului. Ghicitoarea. Hai, salut, iepuraș! Vrei să auzi o ghicitoare? Un arici are două mere, o veveriță are unul. A? Câți castraveți au cu toții? Ce castraveți? Ei au numai mere, hotărăște-te! Ce castraveți? Castraveți verzi, desigur! Mi-au gătit-o mama să de mere! Ghicitoarea asta nu e dreaptă și nu sunt un iepuraș! Câți castraveți? Ce s-a întâmplat? Ce te reține? Bună, iepuraș! Vrei să auzi o ghicitoare? Un arici are două mere. Nu sunt un iepuraș, sunt un iepure! Și m-am săturat de ghicitorile voastre! Atunci, nu ai vrea un covric? Ce nervos sunt! Sunt supărat! Sunt așa furios! Ce s-a întâmplat cu tine, iepuraș? Vrei să auzi o ghicitoare? Un arici are două mere. Ce? Nu, nu din nou! Mă duc să trăiesc în pădure. Nimeni nu mă va mai striga, iepuraș. Rămas bun, civilizație. Le va părea rău, dar va fi prea târziu. L-am numit iepuraș și l-am insultat. Și de asta a fugit în pădure, departe, în sălbăticie. Trăiesc în pădure, fără reviste sau înghețată. O să mă transform într-o o bestie sălbatică. Mă voi hrăni cu ciuperci. Voi învăța să fac un foc. Voi începe să pictez roci în timpul liber. Și în sfârșit, voi inventa înghețata cu bule. Zmeură, preferata mea. Alegeți o înghețată, vă rog. O cupă cu căpșuni pentru mine și una cu zmeură pentru Dilo, te rog. Prune și cireșe pentru tine. Iepure, de ce țipi? Eu cad. Adică, voiam să spun, stăteam pe aici. Hei, iepu, nu te supăra. Noi nu am vrut să te rănim. E în regulă, prieteni, sunt bine. Și totuși, câți castraveți aveau cu toții? Castraveți? Nu uita să te abonezi la canalul Hey Kids pentru mai multe desene animate și povești pentru copii!